Trei tineri din Zalău au fost reținuți vineri și sâmbătă pentru trafic și consum de droguri. Tribunalul a dispus deja sâmbătă arestarea preventivă pe o durată de 29 de zile a doi dintre ei. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Biroul Teritorial Sălaj, a descins vineri în cartierul Stadion pentru a-i lua pe sus pe tinerii suspecți că se ocupau cu trafic de droguri. După ce au acumulat informații suficiente despre traficanți și consumatori, lucrătorii de ICOT au perchiziționat la 1 noiembrie locuința situată deasupra magazinului Unicarm a învinuitului identificat după inițialele CCR, tânăr absolvent de liceu. Aici au găsit cannabis și un cântar de precizie folosit de inculpați la porționarea drogurilor pe care le puneau în vânzare. În apartament a fost identificat și inculpatul BAD, a urmat o a doua percheziție la locuință și în autoturismul inculpatului identificat după inițialele ZDA, unde s-a găsit de asemenea cannabis și un dispozitiv de mărunțit utilizat la prepararea drogului. Ca urmare a acțiunilor de ICOT, în cazul tinerilor BAD și ZDA, s-a dispus arestarea preventivă. Tare de tot să aud. Te rog frumos să ne spui ce ai acolo. Marihuana. Mai tare? Marihuana. Ce deții acolo în cutia aceea? Marihuana. Bun. Acolo? Tutun amestecat. Amestecat cu ce? Cu marihuana. Pregătit pentru... Pentru? Ca să faci țigară. Ce țigară? Cu marihuana. Vorbește, te rog, mai tare. Unde mai deții în casă substanțe interzise? Acolo. Aici. În ce? Mescheti pusă. În acea cutiuță ce este? Marihuana. Da. Un număr. Uite. Undeva? Da, da. Indică-ne și locul acela. În acea cutie ce aveți? Tot marihuana. Pentru ce o foloseați? Era a lui. V-a vândut din ea? Nu. Povestea căreia cei de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, sub conducerea procurorului șef Dan Budușan, din cadrul DICOT Sălaj, i-au dat de capăt sună cam așa. La începutul lunii septembrie acestui an, BAD și ZDA au plecat în Spania la munci agricole, în nădejdea că vor câștiga ceva bani. Bani mulți n-au câștigat, doar 200-300 de euro. Au început în schimb să consume cannabis sub formă de țigări fabricate artizanal. În data de 22 octombrie, cei doi lucrători agricoli de pe tarlalele Spaniei au cumpărat de la un cetățean spaniol aproximativ 250 de grame de cannabis la prețul de 375 de euro, respectiv 1,5 euro pe gram. Procurorul șef Budușan afirmă că în urma analizelor de laborator s-a constatat că era un cannabis de calitate. BAD a cumpărat 150 de grame de cannabis, iar ZDA a achiziționat cantitatea de 100 de grame de cannabis. Cum după muncile agricole, cei doi mare haznă nu au avut, i-au dus mintea să-și rotunjească venitul cu comercializarea cannabisului. Cum spuneam, în Spania gramul de cannabis era de 1,5 euro, iar în Zalău gramul a fost vândut cu 40-60 de lei. De fapt, ZDA consuma cannabis încă din 2006, cu ocazia primelor deplasări în Spania la muncile agricole. Ideea de a nu face un business din asta se pare că nu i-a venit de ieri de azi. În data de 27 octombrie, cei doi inculpați au intrat în țară pe la punctul de trecere a frontierei Borș. În mașină aveau cele 250 de grame de cannabis, ascuns în borcane care, la rândul lor, erau ascunse în diferite bagaje pe care le aparțineau. După intrarea pe teritoriul României, în drum spre Zalău, cei doi nu s-au mai putut răbda și au început să consume primele țigări cu cannabis confecționate artizanal. Ajunși în Zalău, BAD și DZA au contactat diferiți consumatori pentru valorificarea separată a cantităților menționate mai sus. Din 28 octombrie și până la 1 noiembrie, cei doi inculpați au valorificat o parte din cannabisul achiziționat din Spania la mai mulți tineri din orașul de la Poalele Meseșului. Până în prezent, fiind identificați un număr de 6 astfel de consumatori, printre care o fată și un băiat de 16 ani, minor deci. De asemenea, în perioada menționată, un anume CCR a pus la dispoziția lui BAD garsoniera în care locuia deasupra magazinului Unicarm din cartierul Stadion pentru activități de confecționare și consumul țigărilor ce conțineau cannabis. Mama lui CCR este plecată la muncă în Italia, așa că apartamentul era disponibil și numai bun.